Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de Master League cu AS Roma. A venit după un episod destul de slăbuț. Din păcate, am câștigat doar un singur meci data trecută. 0-0 la Rotterdam cu Feyenoord în grupa de Europa League și, din păcate, avem doar 3 puncte după primele 3 etape. 1-1, încă un egal cu Hellas Verona pe Olimpico. A făcut o gafă incredibilă în defensivă și, până la urmă, Hellas a dat lovitura. Iar în ultimul meci am câștigat 1-0 la Veneția. Astăzi jucăm de două ori în seria. Jucăm acasă cu Empoli și în deplasare cu Cagliari. Iar între cele două meciuri de seria jucăm pe Olimpico cu Feyenoord. Meci decisiv pentru calificarea mai departe. Trebuie să luăm pas cu pas, trebuie să începem cu dreptul astăzi, trebuie să încercăm să scoatem cele 3 puncte din acest meci. Din păcate, forma noastră nu este una foarte, foarte bună. Am suferit destul de mult în ultima perioadă, mai ales în ultimul episod. Sper că astăzi să ne repune pe picioare. Am schimbat un pic tactica și sper să fie ceva mai bine. Sper să creăm mai mult pe faza ofensivă, pentru că e clar, suntem în Italia, toate echipele se apără foarte, foarte bine. Dar am nevoie de mai mult acolo, faza ofensivă. Am nevoie de mai mult de la Tammy Abraham, pentru că până în acest moment Tammy a dezamăgit. Mă așteptam la mai multe de la el, mă așteptam să fie un goal getter, să marcheze aici de meci pentru noi, să fie un jucător destul de important, însă deocamdată Tammy suferă foarte, foarte mult. Cei drept, încă nu s-a acomodat la ceea ce cerem de la el, nu s-a acomodat la Roma și sper că în curând să reușește să se acomodeze, pentru că n-avem timp, dacă nu reușește să se acomodeze, probabil vom renunța la el. Bine, se desprinde aici, însă preluarea este un pic în lateral, centrare pentru El Shaarawy, respingă cei de la Empoli, Lorenzo Pellegrini! Cât de bine începem! Lorenzo marchează minutul 4, debut perfect de meci. Păcat acolo la Tammy, a ieșit foarte, foarte bine, bună pasa, însă preluarea prea în lateral. Bun, e bine că reușit să marcăm până la urmă, pentru că a fost un atac destul de bun. Santom centrează aici pentru Shaarawy, resping cei de la Empoli, Veretout așează pentru Lorenzo, preluare perfectă și deschide scorul Lorenzo. Un jucător foarte important pentru noi, Lorenzo Pellegrini. Bun și Veretout aici, ajută bine pe acest atac, șut printre picioarele adversarului aici. Lorenzo marchează o dată pentru noi. Bun, începem perfect acest meci. E pe ceea ce mi-am dorit, să începem în forță, să încercăm să marcăm foarte, foarte repede. Dar probabil felul cum vom juca de acum încolo ne va ajuta să creăm mult mai mult pe faza ofensivă. Ne sper să ne ajute să marcăm și mai mult. Bună pe această pasă pentru Tammy, e din nou Tammy, nu reușește preluarea acolo cât să depășească adversarul. Bandinelli, întoarce pentru Tonelli, Henderson. Da, îi aducem un pic mai în zona centrală pe Zaniolo și pe El Shaarawy, mai aproape de suravața de pedeapsă acolo, mai aproape de poartă. Bun aici, El Shaarawy recuperează, Lorenzo mai departe pentru Veretout, reprimește Lorenzo, joacă cu Zaniolo, șut pe lângă. Bun aici atacul, însă cred eu că trebuia Zaniolo să finalizeze mai bine din poziția asta, mai mult efect și putea fi 2-0. Da, exact ce spuneam, cei doi mijlocași de bandă practic devin atacanți pentru noi acum. El de minge a doua acolo, Pinamonti, excelent, Mancini și sper la mai multe goluri din partea celor doi. Tammy cu Zaniolo, nu pot să cred eu, serenci. Din nou m-am grăbit aici. Da, vreau să marchez cât mai mult, vreau să creăm spectacol. Trone câștigă duelul la cap acolo, deviază pentru Haas. Bun Lorenzo Pellegrini, însă se dă faul pentru nimic.
Teribile, da fall pentru nimic. Să fim atenți, fază fixă aici, execută Ricci. Veretu e atent acolo, Zaniolo din prima pentru Tammy, călcâi pentru Spina. Primește El Shaarawy, Tammy din prima pentru Zaniolo, preia Zaniolo, foarte bun atacul, nu intră, pasa mai departe aici, vine Santon, Santon, centrare bună a lui Santon, prinde Ușcani aici în fața lui El Shaarawy. O nouă ocazie bună, o nouă fază care a curs bine pentru noi. Depășit aici Spina și cu Trone, Smalling nu ne minge jos. Veretu urcă în dreapta pe Santon, bună pasa asta, Pellegrini pentru Zaniolo, Zaniolo, șut blocat al lui Zaniolo aici, cât de bine curge atacul. Diagonala lui Veretu, Santon așează aici pentru Lorenzo, Lorenzo pentru Zaniolo, bun dribbling-ul, n-am înțeles de ce a dat la colțul scurt aici Zaniolo, trebuia să încerce colțul lung, mai ales că am dat și cu cărf. Centrarea lui Veretu, respinge Parisi de acolo, controle joacă lung pentru nimeni, a dat să scape de această linge. Smalling nu mai ajunge acolo și avem aruncare de la margine, Cristante, Lorenzo, Veretu, da, Tammy între linii, El Shaarawy, mai departe El Shaarawy, deviere greșită însă, de acolo, da, Veretu, El Shaarawy, călcâi pentru Lorenzo, Lorenzo, excelent, Toneri, Veretu, Zaniolo pentru Tammy, Tammy, Abraham, altceva, tati, altceva, 2-0 după 30. Bun, altceva, blocat aici Lorenzo, recuperează Veretu, Zaniolo din prima pentru Tammy și de data asta Tammy finalizează cum trebuie. Bun, 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 altceva pe faza ofensivă e clar, arătăm mult mai bine, creăm mult mai mult pericol și marcăm de două ori, nu am făcut-o deloc, din ce mi-aduc eu aminte în această zi, să marcăm noi de două ori. Sau poate s-a întâmplat într-un meci maxim două, însă acum marcăm de două ori în nici 30 de minute. Altceva, e clar, e altceva. Ricci, o nouă minge lungă pentru Pinamonti, pierdem duelul la cap, atent acolo, Smalling se degajează greșit. Luperto pentru Tonelli, nou Luperto, Bandinelli, Ricci. Tonelli pasează bine Empoli. O minge lungă pentru Crutone, câștigă pe aceasta duelul la cap pe Stojanović, din nou cu Trone. Se întoarce și pasează cu Stojanović, reîntoarce acesta pentru Crutone, centrale pe bara a doua. Bine, Moti depășit aici. Și arată un pic colții Eboli la această fază, însă va scăpa. Plecăm cu mingea de jos, Santon. Primește Zaniolo. Cât de ușor, cât de ușor pierdem aici Luperto. Tonelli pentru Ricci, din nou Luperto. Parisi în centru pentru Pandinelli. Pasă bună aici pentru Cotrone de la Pinamonti. Pasă în stânga pentru Henderson. Atent, reușim acolo să blocăm Veretu. Avem o contră bună aici, avem destul de mulți jucători. Pellegrini în adâncime pentru El Shaarawy. Bună, bună idee, bună pasă, bună intenție. Însă El Shaarawy e blocat acolo. Apă foarte bun pe contraatac. Avem soluții mult mai multe și e altceva. Mult mai fluizi în joc. Am schimbat câteva lucruri și se vede acest lucru, schimbări în bine. Spinge Luperto de aici, vine Smalling și recuperează. Bine pe Spina Zola, Spina centrează, Spina pentru Zaniolo! Ușcani prinde din nou. Da, altceva, din punct de vedere ofensiv, e clar, e altceva. Smalling, atent acolo. Să încercăm o pasă lungă.
Zaniolo, bună devierea pe Tammy pentru Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini putea să facă 3 la 0. Ce ocazie avea Lorenzo aici. E clar altceva pe faza ofensivă, creăm foarte mult pericol. Avem 7 șuturi, 5 pe poartă, putea fi 3-0 înainte de pauză. Mult mai bine pe faza ofensivă, clar altceva. Ricci joacă cu Luperto, Henderson pentru Parisi, Luperto reușește să paseze acolo pentru Pinamonti, Henderson așează în stânga pentru Parisi. Vine Lorenzo aici și faultează, însă pune corpul foarte bine în fundașul advers. Ricci execută din nou această lovitură liberă, nu e acolo Lorenzo, calmează Lorenzo, pune mingea jos aici pentru Santon. Veretout pasează un pic târziu, însă reușește pasa. Pasa în adâncime pentru Tammy. Nu ajunge Tammy la acea minge. Spinazzola. Atent, Stojanovic aici închide. Spina. Aruncă aici pentru Pellegrini. Veretout. Vine și primește pe Zaniolo. Zaniolo călcâi pentru Tammy. Tammy protejează bine Tammy. Hei, 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 hei! Tremurat și controlul, să nu se dă nimic, era greu să se dea ceva acolo. Clar a luat fața fundașului, poate a și lovit cu cotul un pic acolo, însă Tammy a dat la o parte destul de ușor. Câștigă cu trone de la cap, însă atent Veretout câștigă mingea a doua. Santon pentru Veretout, calm, joacă în stânga pentru Smalling. Vine pe Spina și primește. Cristante, Pellegrini se întoarce bine cu fața, călcăi aici, da, mai departe în stânga, primește Stanton, centrare pentru Tammy, devierea lui Luperto acolo, reușit să recuperăm, îl Șarawi, așteptăm aici pe Spina, vine Spina la învăluire, Spina înapoi pentru îl Șarawi, blocat. Da, am terorizat apărarea celor de la Empoli în acest meci. Foarte, foarte bun. Șut blocat aici a lui El Shaarawy. Excelent. Zaniolo urmărește și recuperează acolo. Veretout. Blocată însă pasa. Santon atent recuperează Veretout. Vine pe El Shaarawy și primește Zaniolo. Zaniolo. Prin mușcanii. Trebuie să lucrăm la finalizare. Nu poți să finalizezi atât de slab, atâtea ocazii. Stojanovic au un atac bun aici de la Empoli. Haideți, Smalling. Centrare pe vara a doua. Mancini acolo și închide perfect. Da, aici de Mancini. Trebuie să faci și niște schimbări. Suntem foarte, foarte obosiți. Zaniolo. Vine pe Santon. Și primește, însă nu mai poate să întorc. Pe bun, nu vrei să dai foul pentru ei, ești penibil. O, sare mingea la Pinamonti aici, scoate la margine Ricci, închide acolo Spina, iar să întorc de pe corner, oferă mingea adversarilor aici. Am vrut să dau, să scap de ea acolo, nu e bine, dar bine că am scăpat de acel atac. Tammy cu Borja și ar mai trebui să mai facem o schimbare, Cristante cu Diawara. Hai să fim atenți, ultimele 20 de minute poate reveni Empoli în joc, dacă nu suntem atenți. Bun, Lorenzo recuperează aici, joacă cu Zaniolo, o nouă contră foarte bună, 2 contra 2 aici, Zaniolo. Zaniolo trimite aici pentru Veretout, însă Ricci e acolo. N-am gândit foarte bine acest contraatac. Haas în adâncime pentru Pinamonti. Pinamonti! Și aici cu Rui Patricio, însă degeaba. Pinamonti a scăpat singur singurel aici. Cât de ușor primim gol. Avem noi contraatac, nu profităm,
iar după Empoli pleacă și nu pe contră și Pila Monti Marchias. Și vor fi 15 minute de foc, pentru că Empoli va ieși la atac cu siguranță. Da, ce pasă, ce pasă, da, băiatul ăla ești prost. Ce pasă cu Jolly pe liber din jumătatea lor, trimisă această pasă, vedem aici, se vede și mai bine. Ce pasă, vede băiatul. Și până la ultimă marchează cu partea gol, pentru că Rui Patricio a ieșit un pic greșit. Un meci pe care l-am controlat, dar care se poate termina urât pentru noi dacă nu ne desprindem pe tabelă din nou. Cazdop greșește, găsește pasă aici, însă greșește pe El Shaarawy. Has, cel care a trimis pasa de mai devreme, acest Has. Luperto pentru Ricci, din nou Luperto pentru Henderson. Vine lung aici, câștigăm duelul la cap, da, haide Shomurudov, Zaniolo pentru El Shaarawy. El Shaarawy pasează total aiurea. Luperto joacă cu Ricci, pasă pentru Pinamonti, Pinamonti se întoarce cu fața, bă, atent, excelent acolo, Smalling. Un asta avantaj penibil, nu le care e aici penibil. Putea pleca cu o contra aici. Henderson a primit cartonaș galben. Karsdorp. Reșește Karsdorp. Avem noroc că rămâne mingea la noi. Diavara în stânga pentru Spina. Liber Lorenzo în zonă centrală. Privește Zaniolo. Exact când mă pregăteam de șut blocat acolo. Parisi. Întoarce la Luperto Toneri. Stulaț. Nouă pasă înapoi pentru Luperto Toneri. Pasă lungă blocată acolo de El Shaarawy. Ia să ne prindem. Rămâne pe Stoianovic în posesie. Găsește aici pasa pentru Has. Ricci pentru Stulaț. Da, excelent. Mancini aici recuperează. Și se termină. Cu ceva emoții, însă ne impune până la urmă cu Empoli 2-1. Putea fi scorul mult mai mare pentru noi, însă până la urmă ne creează ceva emoții Empoli. Însă e clar un meci dominat de noi, un meci foarte, foarte bun. Alte rezultate, Atalanta Inter 1-3, Milan Fiorentina 4-1. Juventus pierde acasă cu Genoa, wow! Bologna, Napoli 3-0, Lazio, Spezia 1-0. Ce rezultate, venind la un punct de Juventus. Locul 2 în clasament. Bun, bun. Hai să continuăm forma bună. Richarlison a refuzat oferta noastră. Din păcate. Din păcate, da. Ce transfer ar fi fost Richarlison? Este așa. Negotiation. Nu scrie. Nu scrie ce s-a întâmplat, de ce a refuzat. Ar fi fost senzație Richarlison acolo stânga locului El Shaarawy sau chiar în zona centrală, ar fi fost foarte, foarte bun acest transfer. Dar vedem, mai insistăm pentru el, poate vom reuși până la urmă să-l aducem pe Richarlison. Ar fi un jucător foarte bun pentru noi. Așa, hai să schimbăm echipa din nou pentru acest meci de Europa League. E clar, trebuie să aducem un pic de prospețime. Și schimbăm toată echipa. Chiar dacă e un meci decisiv, cred eu că e mai important să fim apți din punct de vedere fizic, mai ales că acum încercăm un pressing mult mai agresiv, încercăm să stăm un pic mai sus, să recuperăm mai repede mingea și am nevoie de fizic în primul rând și în primul rând am nevoie ca jucătorii să poată să alerge. E un meci decisiv acesta pentru noi.
Numai o victorie ne poate menține cu șanse la calificare. Vine Feyenoord pe Olimpico și mă aștept din nou la un meci dificil. Dar dacă vom juca cum am jucat meciul trecut cu Empoli, cred eu că nu avem cum să nu câștigăm acest meci. Nu avem cum să nu luăm cele 3 puncte. E clar, mult mai bine pe fază ofensivă, mult mai bine. Ce drept, destul de ușor desfăcuți la acel gol, dar trebuie să regulăm aceste lucruri, trebuie să fim mai atenți la contraatacuri. Hai să începem meciul. Borja Mayoral joacă înapoi pentru Cumbula. Da, sper să creiem foarte mult pe faza ofensivă și în acest meci. Diawara joacă cu Ibanez în dreapta, liber Karsdorp aici preia, Karsdorp blocat acolo, recuperează Ibanez. Vinia, Mkhitaryan în zonă centrală, vine Carlos Perez acolo și primește, urcă Karsdorp în fața porții. Wow, ce intervenție are Seresi aici, era Borja Mayoral acolo pregătit să finalizeze. Centrează Mkhitaryan aici, Gertruida respinge, Vinia recuperează. Pasă aici, blocată Seresi acolo. Seresi joacă lung, Seresi pentru nimeni, Cumbula recuperează. Diawara, Vinia în centru pentru Mkhitaryan, Borja Mayoral așează aici pentru Shomurudov scoate aici portarul. Ce ocazie, Dimor să intervine aici. Cum nu pentru ei, mă, prietene, când eu am vrut să-mi preiau mingea și l-a dat în ea. Două ocazii foarte, foarte mari în primele 10 minute. Începem bine și acest meci. Ia Canbaș. Turstra. Întoarce la Seresi. Mkhitaryan e acolo. Ai băi, Eric, tată. Și să recuperăm. Ibanez îl găsește pe Shomurudov. Shomurudov pasă prea tare aici, Gertruida recuperează, Orban, Seresi, Turnstra, din nou Seresi, Malasia, pasează bine Feyenoord, au făcut-o și la meciul tur, e o echipă cu calitate, ia Cambaș, întoarce aici pentru Orsnes. Un nume foarte, foarte ciudat. Turstra, Orsnes pentru Iacabaș, Iaham Bakș. Da, nume foarte ciudate. Dimers. Toace aici, Feyenoord la Dimers. Malasia luat pe sus de Gozalov, iar și penibilul dă faul pentru nimic. Mă scuzați că nu mingea, scuzați-mă pe mine, ești penibil. Ești penibil, domnul arbitru. Turstra centrează aici, Mkhitaryan respinge de acolo. Cumbula, Viar lovit aici de minge. Cum să te lovească minge așa? Absolut genială fază. Numește Karsdorp în partea dreaptă. Carlos Perez, Gonzalo Viar. Mkhitaryan în stânga, Vinia liber aici, Vinia joacă în adâncime pentru Shomurudov, iese Marțianu și prinde. Plecat bine aici Shomurudov în adâncime, însă un pic cam tare pasa. Cumbula, mai acolo. Dar a reușit să respingem, însă Dimers recuperează. Din nou Dimers, Sinistera.
De data asta nu mai dai foul prietenii, că el e cel care m-a împins pe mine. Malasia preia bine aici, Sinistera, reușit să recuperăm, Ibanez, bun Ibanez aici. Gonzalo Villar pasează însă greșit, Diavara e atent și recuperează. Mkhitaryan în stânga pentru Shomurodov, o preluare un pic greșită, reușește Shomurodov, bun atacul, Karsdorp, pasează Karsdorp, întoarce Karsdorp pentru Carlos Perez, însă Carlos Perez doarme. Ajungem bine acolo în atac, însă ne lipsește ultima pasă sau ultima execuție deocamdată. Borja Mayoral, Borja Mayoral, șut deviat și Marțian o prinde foarte simplu. Blocat acel șut din zona centrală, mai acolo cum a reușit să respingem, însă Turnstra recuperează Malasia. Sinistera. Se întoarce cu fața Sinistera, intră în centru, Karsdorp nu reușește să blocheze, Dimers trece acolo de Villar, Sinistera pe centrală blocată și corner. E clar, nu e același lucru, calitate mai mare la Feyenoord și se vede acest lucru. Cât de penibil suntem. Rui Patricio iese aici greșit și Iaha Bacș marchează. Rui Patricio, tată, mă îngropi. Absolut penibil. Suntem conduși de final și în acest moment putem spune că suntem eliminați din Europa. Dacă se termină așa meciul ăsta, e clar, nu avem nicio șansă. Borja pentru Carlos Perez, blocat Carlos Perez aici. Taleș Manio, bine Ibanez și recuperează. Mkhitaryan are spațiu bun aici. Jocă cu Shomurodov. Câteodată destul de nedrept fotbalul. Putem spune că a meritat acest avantaj Feyenoord, însă e 1-0 la pauză de la ei. Greșeală mare lui Rui Patricio. Avem 45 de minute să reparăm ceea ce am făcut greșit în prima repriză. Să vedem dacă reușim să reparăm. Dimas, Sinistera pentru Turnstra, blocăm aici prin Diavara, Mkhitaryan, mai departe Gonzalo Villar, vine Karsdorp, bine, Carlos Perez în centru pentru Shomurodov, din nou intervine, bine, un jucător, acel de la Feyenoord, vine Kumbula perfect acolo, Borja Mayoral, Gonzalo Villar pentru Shomurodov, excelentă intervenția. Ce-ai da, mă, penibilitate maximă? Ce-ai da, mă, faul pentru ce? De ce că nu ne iese nouă jocul nimic, că mă mai enervează și arbitrul ăsta. Ursnes, Torstra, din nou Ursnes, Iacambaș, Ursnes. Mă mir cum de n-a dat faul. Shomurodov, Borja Mayoral, Gonzalo Villar trimite mingea în dreapta la Karsdorp. Pasă în adâncime pentru Carlos Perez, însă Senesi acolo. Angajare pentru Taleș Magno, respingem de acolo, însă direct la adversar. Turnstra, Sinistera. Dimers, Turnstra. Dimers din nou găsește pe Taleș Magno aici cu această pasă, Sinistera, vine Malasia la învăluire, centrală lui Malasia, respingem de acolo, însă din nou direct la adversar, la bun Diavara, recuperează aici Shomurodov,
Borja Mayoral pentru Carlos Perez. Carlos Perez, bună preluarea. Carlos Perez, Carlos Perez, Carlos Perez pentru Borja Mayoral. Scoate din nou portarul. Ce să fac mai mult de atât? Ce să fac mai mult de atât? Carlos Perez blocat aici foarte, foarte ușor. Reușește să scoată pentru Borja Mayoral, însă portarul advers are o intervenție bună. Se cută Mkhitaryan acest corner. Mkhitaryan pe 6 metri respingă cei de la Feyenoord. Recuperează Vinia. Diawara. Carlos Perez călcăi pentru Borja Mayoral. Din nou șut blocat. Bă, băiatule, câte șuturi blocate, mă, băiatule. Accelerăm bine acolo în zona centrală. Călcâi bun al lui Carlos Perez. Să Borja Mayoral. Șut blocat. Se cută din nou Mkhitaryan. Vine acolo bine Carlos Perez și este 1-1. Bun. Bun. Execuție foarte bună aici și Carlos Perez egalează. Nu meritam să pierdem acest meci. Marcăm și noi tot după un corner. Și mai avem 25 de minute pentru a căuta golul victoriei. Bun, aici Carlos Perez finalizează din plonjon. Însă centrarea lui Mkhitaryan este perfect acolo pe 6 metri. Hai să ne concentrăm. Malasia, Sinisterra, Dimas. Mai departe Turstra, vine Diawara și blochează Carlos Perez pentru Borja Mayoral. Borja Mayoral mai departe, Shomurodov. Adon Shomurodov, prietene. Hai de bă, prietene, joacă fotbal, tată. Se cută Gertruida. Lung aici pentru Linsen. Pierdem de la cap, însă Ibanez e atent acolo. Karsdorp. Carlos Perez. Luat pe sus aici Carlos Perez. Cumbula. Gonzalo Villar, Diawara din prima aici pentru Vinia. Shomurodov din prima pentru... recuperăm. Carlos Perez în adâncime acolo, însă e blocată pasa. Carlos Perez din nou așează Borja Mayoral din nou pentru Carlos Perez. Din nou resping cei de la Feyenoord. Doamne, am două opțiuni de pas aici. Aveau jucători de drept la adversar. Un Gonzalo Villar. Vinia pentru Diawara. Hai să rămânem concentrați. Mkhitaryan liber, Karsdorp în partea dreaptă, pleacă acolo Carlos Perez. Carlos Perez preia Carlos. Carlos Perez se întoarce cu fața. Mkhitaryan. Carlos Perez. Shomurodov pentru Borja Mayoral. Borja blocat din nou. Borja acolo. Vine Karsdorp în fața porții, liber Shomurodov și este 2-1. 2-1 Shomurodov. Bun. Cât de bine curge atacul aici. Ce meci greu. Ce meci greu. Ce înseamnă să crezi până la final. Ne-am luptat aici, nu ne-am lăsat. Bun, bun, Karsdorp aici, excelentă centrală în fața porții. Și Shomurodov se desprinde acolo de lângă fundaș și penalizează cu gol. Bun, bun, arătăm foarte, foarte bine, mult mai bine astăzi. Mult, 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 mult peste ce am arătat până acum în începutul sezonului. Mult, mult, mult mai bine, special pe faza ofensivă, absolut, absolut genial. Atacurile noastre, clar, mult, mult peste ceea ce am arătat până acum. Taleș Mano se întoarce aici cu fața Taleș, pasă în adâncime pentru Linsen, Linsen, întoarce Linsen.
talismanul egalează la numai 2 minute după ce egalăm noi, după ce marcăm noi golul de 2-1. Cât de ușor, am așteptat aici să fie și un pic de offside, nicio treabă, nicio treabă, defensiva noastră penibilă. Și la primul gol destul de slab. Bună pasă asta pentru Carlos Perez. Carlos Perez pentru Borja Mar Borja. Excelent tackling-ul. Excelent tackling. Orsens. Da. Devinia foarte aproape să recuperăm acolo. Iahambaș. Undo e aici. Iahambaș continuă în bandă acolo. Vine Cumbula și recuperează. Șoborudov. Zona centrală pentru Viar. Mai departe Mkhitaryan. Urcă Karsdorp aici. Excelentă pasa lui Mkhitaryan. Are spațiu foarte mare Karsdorp. Karsdorp în fața porții pentru Carlos Perez. Circa la fel ca faza mai devreme. Aceeași centrare la prima bară, de data asta însă Carlos Perez nu prinde porta din 3 metri. Portarul era bătut aici, trebuie doar să prinzi porta. Un gol care putea însemna un pas al nostru mare spre calificarea în primăvara europeană. Cocciu, Linsen. Găsește pasa pentru Talisman, din nou Linsen combină cei doi ca și la gol. Ibanez, să vedem ultimul atac. Carlos Perez. Carlos Perez joacă cu Borja Mayoral. Bună pe preluarea lui Borja. Borja întoarce la Carlos Perez. Vine din nou Karsdorp aici la învăluire. Karsdorp. Întoarce însă greșit. Cocciu. O, greșeală aici! Nemeritat, nemeritat acest rezultat. Am fost peste ei. Am fost peste ei, însă un contraatac și o lovitură liberă face ca final. Două ocazii a avut, două goluri. 7 șuturi, 5 pe poartă. Rămânem pe 3, însă e foarte complicat. Dinamo Moscova 4 puncte, Albor 4 puncte, noi 4 puncte. Se complică foarte, foarte tare situația noastră. Practic suntem obligat să câștigăm ultimele două meciuri. Se apropie primul derby al campionatului cu Lazio în curând. Foarte important pentru Fali acest meci. Vom avea episodul următor, vom avea acel meci. Nu pot să cred că am dat cu piciorul unor 3 puncte imense. Dacă reușeam să câștigăm meciul ăla cu Feyenoord, luam o opțiune importantă la calificare. Însă 4 meciuri, 4 egaluri, era să zic 4 victorii. De unde? Mi-aș dori eu 4 victorii. Și plouă la Cagliari în Sardinia. Sper să nu ne încurce foarte tare gazonul. Godin, Diego Godin în defensiva celor de la Genoa, Cagliari. Același culori cele două și confund, da, vorbesc prostii. O sfere frumoasă la Cagliari, faionul plin, dar vremea este foarte proastă. Pasă lungă, dar nici bine nu începe meciul și Cagliari apelează la această minge lungă. Santon, Veretu, greșește Veretu, pasă, João Pedro, Keita Balde, în centru pentru Raja Nainggolan, se întoarce cu fața Nainggolan, Pavoletti, scoate! Penibil sunt pe defensiv, e incredibil. Se întoarce Pavoletti cu fața acolo, dă la poartă, respinge lui Patricio și nu urmări mingea a doua.
iar Raja Nainggolan marchează cu poarta goală. Care erau șansele să sară mingea direct la Nainggolan cu poarta goală? Vedem Nainggolan aici, și pleacă și continuă alergarea. Nu vine nimeni cu el. Această minge sare direct la el cu poarta goală. Cât bulan. Cât bulan pentru Nainggolan. Fostul jucător al Romei. Deschide scorul Cagliari foarte, foarte repede. Intrăm penibil în meci. La primul atac, Cagliari dă lovitura. Pasă greșită din nou Godin. Pasează și el greșit. Da. Zaniolo! Nu prinde portul aici. Puteam răspunde foarte, foarte repede. Greșește Godin aici, să nu profităm de acest lucru. Zaniolo, zona centrală. Cranio, joacă lung Cranio, joacă pentru acolo, reușim să câștigăm duelul la cap, Pellegrini pentru Tammy, primește pe Zaniolo, Zaniolo a luat pe sus aici și greșește, destul de ușor pierde acea minci, joacă pentru, Veretu recuperează, Pellegrini, Zaniolo pasă greșită, preluare greșită de fapt. Reușește Pellegrini să recupereze. Zaniolo pentru Tammy. Liber Karsdorp aici în dreapta. Karsdorp avansează. Karsdorp joacă cu Zaniolo. Zaniolo, șut blocat. Veretu în adâncime acolo. Sare mingea la Tammy. Bun. Bun, reușit să egalăm. Avem puțin bulan aici, avem puțin noroc. Tammy Abraham egalează. Cât de penibil am început meciul. Cât de penibil am început meciul. Bine că egalăm destul de repede. O gafă mare pe defensiva pe celor de la pe Cagliari. Nu vedem aici reluarea. Bun. Hai să ne concentrăm. Smalling câștigă duelul la cap. Veretu joacă cu Santon. Primește pe Zaniolo. Zaniolo pentru Santon, bun acest 1-2, Santon pentru Pellegrini, însă nu intră pasa. Aruncă Santon, Veretu în centru, Cristante, liber Lorenzo între linii, încearcă pasă decisivă acolo, însă greșește Lorenzo. Niandez întoarce la Caceres, Valukevic se joacă cu 3 pe fund. Cagliari trebuie ținut minte acest lucru. Să încercăm să desfacem mult în benzi. Nandez pentru Pereiro, pasă pentru Pavoletti, de atent de data asta Smalling, recuperează. Primește Zaniolo, îl așteaptă aici pe Santon, vine Santon bine. Din nou Zaniolo, Zaniolo bine preia acolo, joacă cu El Shaarawy, Shaarawy în fața porții, Cranio prinde. Slabă centrarea lui El Shaarawy aici. Bun, Mancini câștigă cel de la cap, însă... Stop set la El Shaarawy aici. Valukevic. Joacă loc pentru Pavoletti, reușim să câștigăm duelul la cap acolo. El Shaarawy pentru Lorenzo, spațiu foarte mare pentru Lorenzo Pellegrini, avansează Lorenzo, Lorenzo, iese, se întinde excelent Cragiu. Veretu, Lorenzo, Spina, primește Tammy, Tammy, nu se întoarce Tammy acolo cu fața. Ești atent, Santor. Ce intervenție au fundași și adverși. Fiecare dată, în ultima secundă, luați pe sus Godin. Joacă lungă Godin, Smalling acolo, așează pentru Cristante, El Shaarawy. El Shaarawy joacă cu Veretu.
O pasă simplă, pasă simplă, dăm drept la adversar. Pereiro, Pereiro, atent, Smalling acolo. Să prindem un gest. Veretout, gata acolo, să obține aruncare de la mușchi. Foarte lent aici, Veretout. Mancini, Smalling pentru Cristante. Lansează Cristante, avem spații foarte, foarte mari aici. Urcă Spina în banda stângă. Spina are spațiu foarte mare. Spina, Spina Zola în fața porții pentru el și a învins Pantani Lorenzo. Însă finalizarea este foarte, foarte slabă. N-am înțeles de ce. Recuperăm repede Santol. Primește Zaniolo bine aici. Mai departe Lorenzo. Mai departe. Blocată pasa. Răzvan Marin joacă cu Pavoletti, Neandes, Pereiro, Răzvan Marin pentru Godin. Minge lungă, Pavoletti deviază acolo pentru Joao Pedro, însă a greșit. Să vedem ultimul atac al primei reprize. Bună pasa asta pentru Zaniolo, Tammy, întoarce Tammy pentru Lorenzo, El Shaarawy a greșit aici și Franio degajează. 1-1 pauză. Stăm sus, stăm bine, însă păcat de golul, la primim golul, dar aiurea rău de tot, nici bine la început meciul și a reușit să marcheze Cagliari foarte, foarte repede. Nu iese acolo devierea. Merge Nainggolan pentru Caceres, Valukevic. Nu Caceres, Valukevic. Pasează cei doi fundași, nu se grăbesc. Cât aveți de gând să o pasați între voi doi? Apelează la apă, minge lungă până la urmă, respinge Smalling, însă Răzvan Marin recuperează. Nandes, în centru pentru Pereiro, mai departe în stânga la Valde. Alunecă acolo Zaniolo, respinge însă nu foarte bine, recuperează João Pedro, dar lui, prinde lui Patricio acest șut. Degajare lungă, însă greșită. Nu intră aici pasa asta. A fost o pasă greșită, dar putea fi o pasă bună în final. João Pedro deviere aici pentru Balde. Nu reușim să blocăm acolo. João Pedro centrare respinsă de Spina. Raja în zona centrală pentru Pereiro. Răzvan Marin pasă lungă pentru Pavoletti. Aulu, aulu, hei, hei, hei! Ce gaf am făcut aici. N-am înțeles să Smalling de ce a jucat acea minge. Da, spațiu foarte mare pentru Zaniolo. Zaniolo. Uite, a bine dat la poartă. Mancini recuperează aici. Spina. Avansează Spina. Cristante. Greșește Cristante, Răzvan Marin recuperează acolo. Pavoletti. Cerează Pavoletti aici, are spațiu foarte mare în bandă centrală lui Pavoletti, lui Patricio prinde. Adică aici am dat să pădea în ea. Fundașul meu Mancini face preluare pe piept în 5 metri acolo. Foarte riscant. Aolo, Veretout, tată, ce le faci? O contra pentru Cagliari, a greșit din nou acolo în zona centrală. Santona săi perfect recuperat. Zaniolo pentru Tammy. Se întoarce cu fața Tammy. Tammy. Are spațiu Tammy. Tammy! Nu pot să cred. Deci în jumătate de ocazie, iar Tammy îi șutează penibil aici. Stângul. Nu putem să vedem nici măcar reluare. Craniu, degajare lungă, Smalling e acolo, recuperează. Spina. Smalling, Cristante. Urcă, urcă, tati, ai spațiu, ai spațiu. Cristante scoate la margine pentru Spina. Avansează Spina. Spina Zola la prima poară pentru Tammy.
Ce vrei voi tare mai mult de atât? Ce vrei mai mult de atât? Cer cu foarte că aici Tami să nu prinde port. Nu minge lângă Cranio, pentru João Pedro. Câștigă João Pedro acolo, duelul la cap, Smalling. Atent. Ultimele 15 minute. Mancini pentru Veretout. Lansează Veretout aici. Spațiu bun pentru Jordan. Duce mingea în stânga la spina. Mai departe, Sharawi. Sharawi pentru spina. Veretout. Veretout, excelent, Strootman. Am pregătit șutul acolo, însă blocat cu o da Smalling, ce intercepție bună are pe Smalling aici. Cristante, spin. Lorenzo liber în zona centrală, blocat din nou mijlocașul celor de la. Oh! Ce ocazie aici din nou. Reușim. Oh! Doamne, 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 ce gafe face. Da, foarte bun, foarte bun Strootman acolo la închidere pentru Cagliari. A recuperat foarte, foarte mult. El Shaarawy se descurcă bine. Bună pasă asta pentru Pellegrini. Veretout pentru Zaniolo. Zaniolo vine pe Santon aici în bandă. Santon, centrare, păcat. Execută Veretout acest corner. Veretout pentru nostru mai excelent. Recuperează Veretout. Jordan. Jordan Veretout. Veretout pentru Pellegrini. Mai departe El Shaarawy. Ce capasă mai departe aici. Ce pasă, ce pasă pentru Rimonte. Atent, Smalling aici. Să vedem ultimul atac dacă ne mai lasă arbitrul. Pasă greșit. Pasă greșit. Păcat, păcat, jucăm mai bine și cu Fandur și cu Cagliari. Da, două egal. 7 șuturi din nou, 4 șuturi pe poartă adversă. Atalanta 3-0 la Verona, Inter 1-0 cu Milan, Juventus 4-1 cu Lazio, da, Napoli Spezia 4-1, da, cum să se mai încurce Juventus din nou și după ce venise la un punct de ei, se distanțează din nou la 3 puncte de noi. E clar, arătăm mai bine și cred eu că putem să creștem mult mai mult de acum încolo. Arătăm mai bine din punct de vedere al tacticii și cred eu că vom urca și mai mult din acest punct. Pellegrini este numit Quexada. Scouting result, ofertă pentru Fazio. Să vedem, am mai găsit ceva pe scouterul nostru. Aissa Mouandi, fundaș central de 30 de ani. Cam bătrânel. Dani Ceballos ar fi senzație. 17 milioane doar. Nu mai gândesc. Și Ruben Neves ar fi senzațional. 31 de milioane. Hai să vedem dacă reușim să-l aducem pe Ruben Neves. Mă gândesc că acolo în locul lui Cristante ar fi senzație. Să vedem ofertă pentru Fazio. Îl dăm fără probleme. Aș vrea să mai fac o ofertă pentru Richarlison. Mai este aici pe lista noastră. Da, unde e? Nu mai e aici. Nu mai e aici Richarlison. Păi și cum scriu, prietene? Că nu mă lași să scriu.
Anfield. Ca să vedem noi cum mai facem o ofertă pentru Richarlison, ia să vedem. Other teams. Na, nu mai, a dispărut. A dispărut Richarlison. Asta e. E clar, am schimbat ceva și se vede un lucru pozitiv la echipa noastră. Am arătat mult mai bine astăzi. 2-1 cu Empoli, doar 2-2 cu Feyenoord, însă nemeritat acest rezultat. Am dominat total, meritat victoria. Iar ultimul meci la Cagliari, 1-1, din nou am dominat și cred eu că meritam victoria. Data viitoare avem cu Genoa, derbiul cu Lazio și meciul cu numărul 5 cu Albor pe Olimpico. Meci pe care trebuie să-l câștigăm, altfel nu vom prinde primăvara Europa League. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare.